Aș vrea să vă vorbesc despre rugăciune și biruință. Aceste două lucruri sunt foarte asemănătoare. Rugăciunea și biruința. Ele merg mână-mână. Rugăciunea înseamnă să spui pur și simplu, Doamne, am nevoie de tine. Rugăciunea este o atitudine plină de smerenie care spune, Eu am nevoie de Domnul, nu pot să mă descur de unul singur. Și atitudinea aceasta va duce întotdeauna la biruință. Foarte mulți oameni care au umblat cu Dumnezeu mai multă vreme au descoperit această cale a biruinței și au înțeles biruința în felul acesta. Oamenii aceștia, când erau mai tineri, spuneau, Am să merg și am să fac lucrul acesta pentru Dumnezeu. Apoi falimentau și spuneau, Eu nu nu pot să fac asta prin puterea mea, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie să mă încred în El. Și în felul acesta au devenit oamenii ai rugăciunii și au început să depindă tot mai mult de El și să experimenteze biruința. Pe paginile Sfintelor Scripturi găsim un om care a fost exact opusul a ceea ce am descris mai înainte. Numele său este Ozia și avea doar 16 ani atunci când a ajuns împărat peste întreg Israelul. Imaginați-vă că Ozia era doar un adolescent care nu știa cum să gestioneze economia țării, cum să judece poporul și cum să aibă grijă de poporul său din punct de vedere social, habar nu avea cum să conducă țara. Dar vă spun ce știa sigurozia. Un singur lucru știa, știa care are nevoie de Domnul. Biblia ne spune că l-a căutat pe Domnul pe vremea prorocului Zaharia și atâta timp cât l-a căutat pe Domnul, Dumnezeu i-a dat biruință și a experimentat victoria. Dar din nefericire s-a întâmplat ceva cu Ozia. S-a obișnuit cu o biruință și a început să spună, ia uite ce tare sunt și câte am reușit să fac. Poate spui, Semi, dar de unde știi asta? Pentru că Biblia spune că a ajuns să se mândrească în inima lui. Și atunci când s-a mândrit, a început să fie necredincios Domnului Dumnezeului său. Vedeți voi, mândria întotdeauna ne conduce la înfrângere. Smerenia ne conduce la biruință. Pentru că smerenia ne așează în acea poziție în care spunem, Doamne am nevoie de Tine. Unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-am experimentat vreodată a fost atunci când abia mă întorsesem la Dumnezeu. Nu știu de ce, pentru că nu-mi spusese nimeni să fac lucrul acesta, dar am simțit o dorință fierbinte de a mă ruga și de a-L căuta pe Dumnezeu. Iar împreună cu câțiva prieteni de-ai mei ne întâlneam regulat și îl căutam pe Dumnezeu. În felul acesta l-am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri mărețe, iar Dumnezeu mi-a arătat că această cale a biruinței este calea rugăciunii. Și lucrul acesta a devenit fundația vieții mele și a lucrării pentru Dumnezeu. Cât timp am umblat pe această cale am văzut biruință. Dar atunci când am început să mă gândesc că eu am făcut ceva, atunci am falimentat. Așadar, astăzi am învățat că este o legătură strânsă între rugăciune și biruință. Și nu mă refer la a te ruga într-un mod religios, ci mă refer la a te ruga cu o inimă smerită care spune Doamne, am nevoie de Tine. De ce nu vii cu inima ta împovărată înaintea lui Dumnezeu și să vezi cum îți va da? biruință peste biruință